Românca miliardară care și-a clădit afacerea pe produse farmaceutice. Dacă ești din București, este imposibil să nu fii auzit măcar o dată de Farmacia Tei, un fel de supermarket al medicamentelor și produselor dermatocosmetice care la un moment dat erau și cele mai ieftine. N-ai cum să uiți de cozile din pandemie care se întindeau pe zeci de metri. Ei bine, în spatele acestei afaceri stă Roxana Maftei, care a deschis prima farmacie în cartierul Tei din București, acum mai bine de 30 de ani. Roxana Maftei este căsătorită cu Dragoș Vladu, care este cofondator BBTEI și cu care s-a cunoscut în America, unde i-a și venit ideea înființării unei afaceri bazate pe produse farmaceutice pe vremea când avea 25 de ani. Aceasta s-a relocat și acum sunt 6 unități cu afaceri estimate la 1 miliard de lei în 2022. Nu tocmai Big Pharma, dar ceva din care să faci niște bani adevărați. A urmat un lanț de supermarketuri cu articole pentru copii BBTEI, care la rândul său are afaceri care merg spre 500 de milioane de lei și parteneriatul cu frații Pavel, proprietarii Dedeman, care acum dețin 30% din grupul de firme Tei. Și are mare succes cu multe vedete, cum ar fi Adela Popescu sau Adelina Pestrițu, care i-au trecut pragul.